Astăzi, fraților, testăm glitch-uri de pe TikTok în Minecraft. Ați auzit bine, fraților? Bine ați venit la un nou episod la mine pe canal. În cazul în care nu ați observat, bă, în ultimul timp toată lumea face episoade în care testează mituri de pe TikTok sau anumite combinații de pe TikTok pe Minecraft. Însă eu m-am gândit să fac ceva mult, mult mai special. Am stat vreo oră, fraților, să caut 4 videoclipuri cu glitch-uri de pe TikTok. Vreau să vă zic că suntem pe versiunea 1.16.4 și nu este în niciun caz niciun mod adăugat sau ceva de genul. Iar noi o să testăm aceste glitch-uri, să vedem dacă merg. Glitch de teleportare și foarte, foarte multe chestii de genul. Dacă mai vreți și voi să facem episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să-i dăm drumul cu primul glitch. Ok, fraților, deci primul bug de ăsta, cică, este despre teleportare. Hai să vedem cum facem combinația asta. Ok, deci trebuie să fac asta, deci că cum pot să mă mișc rapid în Minecraft, să călătoresc ceva. A, deci oh, shit, boys, ok. Deci trebuie să copiez doar sistemul ăsta. Bă, mi se pare ceva super, super ușor. Bagi acolo, în dreapta faci un pătrat. Deci, fraților, bă, mi se pare foarte mișto. Și mai ales că te duci așa, bă, sper să fie adevărat acum, nu știu. Ok, fraților, am uitat la primul glitch. Boy, sper să fie bine cum îl fac. Fiți atenți, hai să punem aici pistonul. Prima dată, deci ați observat că trebuie într-un fel eu să fiu băgat într-un pătrat de un bloc. Adică, fii atent, ăsta o să vină aici și o să se deschidă așa. După mai trebuie să fie încă unul, uitați aici, vedeți, în locul ăsta mai trebuie să fie încă unul. După aici iară să fie încă unul. Aba, nu, stai, aici trebuie să fie încă unul. Bă, voi plecați de aici, mă, că nu m-am... Bun, deci momentan e ok. Și iară sus ar trebui să mai fie încă unul, vedeți, în locul ăsta. Deci cam așa ar trebui să arate mașinăria noastră. Acum, care e combinația? Noi ce o să trebuiască să facem? O să trebuiască să punem peste tot redstone de ăla. Fiți atenți, hai să punem... Deci luăm redstone-ul și începem să-l punem peste tot. Deci uite, începând de aici. Ia să mă sunt, văd cum dau ei în spate. Aha, deci toți pleacă de aici, de lângă ăla. Da, 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 cred că toți pleacă de aici. Asta să puteți să facem așa. Deci mergem aici, boys. Vedeți? Și... pe aici la fel, uite, aici punem așa. Și aici o să trebuiască să fie leverul ăsta. Ia să vedem dacă momentan merge ce am făcut. Ia. Oh, nice, fraților, nice. Ok, deci până la urmă combinația asta noastră merge. Însă haideți să o ducem și sus acolo. Fiți atenți cum o facem să o ducem sus. Uite, așa facem, punem așa. Așa. Și așa, cred că asta e schema prin care noi ducem asta sus. Ia să vedem dacă merge. Nice, fra, băi, deci nu mă așteptam, mă, să fiu așa de intelligent cu redstone-ul ăsta. Bun, fraților, deci, bă, ăsta l-a terminat cam rapid, să vă zic sincer. Bă, nu mă așteptam să-mi ia așa de puțin de asta cu redstone-ul. Eu mă așteptam, băi, să stau aici, să mă chinui ca prost o tonă de timp, dar uite că m-a ajutat bunul Dumnezeu. Bun, iar acum stați că o să mă mai uit odată să văd cum... Deci, deci trebuie să stau pe ăla. Ok, deci atenți. Trebuie să stau pe asta. Să vedem ce se întâmplă. Sunteți pregătiți? Fiți atenți. Hai să-mi dau și un game mod 0 până la urmă, un game mod survival, că până la urmă, fraților, poate așa merge bug-ul. Doamne ajută, lăsați like, fraților. Să vedem dacă ne putem teleporta. Mamă, deci da, mamă, dar nici nu ne putem teleporta că e la acolo. Deci hai să vedem dacă merge. Boys. Deci, fraților, bug-ul, primul bug nu merge. Bă, nu știu dacă ar trebui pe parcursul acestui videoclip să fiu încântat că nu merge un bug, că până la urmă jocul nu e buguit, sau să fiu trist, man, că până la urmă, boys, era foarte, foarte mișto să se întâmple, gen, să te poți teleporta la 1000 de blocuri, că atâta să-l iei băiatul, te stau așa. Și nu mi se întâmplă absolut nimic, numai stau așa, ia uitați-vă la chestia asta. Deci asta este singurul lucru care mi se întâmplă. Haideți să zicem, boys, la următorul TikTok, pentru că am văzut că ăsta nu e de noi. Ok, acum avem ceva bug cu furnace-ul, fraților, ci că machine on. What? Bă, eu nu cred asta, man. Bă, eu cred că chestia asta... No, eu nu cred, boys, că se face asta așa de rapid. Deci dacă pui pistoanele alea în spate cu repeatere sau cu ceva, barra cum se mișcă așa de repede. Dar ne arată și mecanismul din spate, gen. Bă, ciudaro de tomen. Nu știu dacă pot să fac chestia asta. Bă, deci ne arată și la din spate. Bă, mă, deci cum a făcut rapid. Machine off. Bă, nu ne arată la din spate, fraților. Cum o să știu eu, boys, cum pot să fac eu să fac și eu la fel, man? Nu cred că o să știu.
Hai să încercăm până la urmă. Bă, ok, fraților, pare tare interesant TikTok-ul ăla, man. Ați văzut că merge fără sub mai bine. Bun, fiți atenți cum facem. Deci, o să iau niște stone, un piston și un furnace. Pentru că, deși, fiți atenți, furnace-ul trebuie să fie aici în mijloc. Pistonele să fie amândouă aici. Dar uite, puse, uite, nu, așa, bun. Așa trebuie să pun și pistonul ăsta, fraților. Uite, îl pun așa. Iar acum, deasupra, trebuie să fie un mecanism de ăsta, boys, care duce, mamă, deci fiți atenți, trebuie să pice pe toate pistoanele. Deci, ia să mă gândesc cum pot să fac asta. Deci, hai să vedem. Deci, un ăla de reston în spate, nu am văzut ăla de reston în spate. Punem așa. Hai să vedem. Deci, punem așa. Dacă ne ducem așa, fraților... Bă, eu zic că merge. Like, scrieți și voi părerea voastră în comentarii sau... Ok, frate, deci stai, am aflat cum trebuie să fac. A trebuit să fac un redstone repeater, boys. Eu nu, cum zice, nu prea am gândit-o la început. Fiți atenți cum ar trebui să fac. Gen, să mă duc aici și să iau niște dust. Ia fi redstone repeater, pentru că de-aia, pentru aia trebuie... Hopa, bun. Și facem așa, gen. Și acum, dacă dăm așa... Ok, bă, fraților, deci nu știu ce fac greșit. M-am uitat peste tot, m-am uitat la mai mulți oameni, dar... Habar n-am ce fac greșit. Like, trebuie să am băgat niște redstone repeater de ăștia, uitați-vă. Și dacă ar, gen, ar trebui să se facă sus-jos, știi, să meargă rapid rău de tot, dar mie... Bă, mie nu merge niciun, bă, mă credeți, atenție, asta e tick speed, ia să punem așa. Deci, bă, fraților, mie nu merge absolut niciunul, like, nu știu deloc de ce. Like, scrieți-mă în comentarii, fraților, dacă știți voi, bă, nu merge mie, deci ăsta efectiv nu merge. Uitați, dacă dă ăsta, nu se întâmplă nimic, oricum nu-i conectat redstone-ul acolo. Însă bug-ul ăsta, boys, ar trebui să fie ceva cu redstone, gen, să se facă non-stop așa. Dar nu merge, like, eu, sau nu știu eu cum să-l fac, știi ce zic, adică există mai multe variante în cazul ăsta. Dar tare mie că eu nu știu cum să-l fac, a trebuit să ducă non-stop așa, dar hai să fiți atenți cum facem o combinație. Haideți să vedem totuși dacă așa la ăsta merge. Deci așa nu ar merge, vedeți, efectiv se face normal, nu se face de mai multe ori. Bă, fraților, nu știu ce să fac, deci vă zic, știam eu că mă bag pe mine astea cu redstone, dar asta cu repeatere, cu de-astea, bă, mi se pare super, super complicat. Hai să trecem la următorul TikTok. Ok, fraților, acum am uitat la ceva chest secret, fiți atenți, deci secret chest, deci pui bookshelf-ul așa. Mamă, deci asta e, că asta cu chestul secret, că mi se pare interesantă, deci pui pistoanele. Bă, nu pare așa de complicat la prima vedere, punem așa, așa, așa. Oh, și cred că acolo pui un prejde, da, exact. Și după arunci un item acolo, sau care-i treaba? Ah, pui un dăsta, boys, ok. Și arunci un item. Mamă, cât de mișto, bă, ăsta cred că o să meargă. Până la urmă, nici nu dacă e bug, bă, dar e mișto rău de tot. Deci, mamă, fraților, dacă nici asta nu-i complicată rău de tot. Deci fiți atenți cum o să facem, o să punem ăsta aici. O să luăm redstone și redstone torch, punem așa, pac, pac, așa. Aici punem iar bookshelf-uri. Țac, pac, 1, 2. Bun, deci momentan eu zic că ne descurcăm de minune. Am pus astea bookshelf-uri. Stai să mă uit să văd ce mai trebuie să pun. A, deci pistoanele mai trebuie să le pun, fraților. Deci mai punem și pistoane. Păi da, stați că ar trebui... A, ok, bun, deci ar trebui să meargă așa. Bun, aici ar trebui să pun jos, să pun chesturile, man. Și după efectiv să acopăr efectiv totul. Stai să pun și aici sus. Deci să acopăr absolut totul. Aici să n-acopăr, să acopăr și aici. Să pun aici un plate, de la un treasure plate. Să pun aici un dăsta, cum îi zice, un painting. Fiți atenți. Un painting. Bă, cum îl pun? Deci trebuie să pun painting-ul aici, bun, am pus ăsta. Și acum dacă aș lua un item și aș arunca aici. Oh, avem un chest secret, bă, fraților, bă, nu știu ce bug e ăsta până la urmă. Însă, băi, combinația rău de tot, bă, mișto rău de tot, să un chest secret, dacă mă duc aici, gata, îl închide. Deci, fraților, mi-a ieșit și mie o combinație de asta cu restul, deci pot spune că teoretic merge, însă nu l-aș numi neapărat un bug, adică, băi, mișto rău de tot asta, păi aici și ai chestul secret, știi ce zic, adică nimeni nu o să aștepte, nu o să se aștepte că aici există un chest secret, fraților, deci, bă, mi se pare mișto asta și hai să trecem la următoarea. Ok, fraților, ăsta este ultimul glitch de pe TikTok, hai să vedem cum o să-l facem până la urmă, că trebuie să le facem până la urmă. Ok, deci facem un generator de ăsta de cable. Punem pistoa...
Re. Da. Deci punem așa. Ma. Mamă. Bă, băieți, bă, acum, eu nu, da. Deci, am să vă zic două chestii. Deci, în primul rând, chestia e reală. Adică știu eu că e reală, că e generator de la de... E generator de cablos unde se făcea pe Skyblock. Deci, e 100% real în cazul în care vreți să încercați. Bă, dar eu nu știu cum să fac chestia aia. Adică, bă, zero șanse. Cum a mutat ăla redstone-ul, cum a făcut toate combinațiile alea, bă, vă zic sincer, eu n-am absolut nicio treabă și nici nu vreau să încerc. Deci, fraților, eu închei aici videoclipul. Deci, din patru d'astea au fost doar două, care astea două, fraților, nici nu pot să le numesc teoretic buguri. Pentru că, bă, primul era acestul ăla cu chestul secret, care era ceva super, super mișto. Bă, și a doua chestie, bă, toată lumea o folosea pe Skyblock. Și ce zic, ok, aia, pro playerii o foloseau pe Skyblock, de făceau generatoare de Skyblock de-astea infinite. Deci, da, deci chiar există chestia aia, nu este un bug. Cred că așa merge ideea, știi, că dacă combini apă cu lavă, se face face cabuton și foarte, foarte multe chestii de genul acolo la ca așa se face obsidian. Deci, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai vreți să facem glitch-uri de astea, dar bă, fără redstone, știi ce zic? Că redstone-ul îi dași pe rău de tot, o să mai facem. Eu am fost Marusian, cu ne vedem curând cu episoade noi. Vam, pa, pe toți, pa, pa! Bună dimineața tuturor, mă numesc Marusian cu sper că aveți o zi minunată, guys, și bine ați venit la un nou episod creepy la mine pe canal, în care vom testa TikTok-uri horror și vom vedea dacă chiar există anumite creaturi de care Mojang nu ne spune și le putem, să spunem așa, invoca sau vom putea primi anumite iteme horror, bro, de care până acum nu știam. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem și partea a doua la aceste TikTok-uri și haideți să începem, guys. Deci, după cum vedeți, în momentul de față suntem pe TikTok și am găsit acest cont unde are doar două TikTok-uri de genul și o să le testăm pe amândouă. Unii oameni spun că merg, alții spun că nu merg, alții spun că merg doar pe jumate. Nu știu ce să cred, urmează să vedem și haideți să începem cu primul TikTok, mai exact ăla cu Villager, bro, îl lăsăm pe ăla în biome-ul ăla super, super ciudat atunci. Hai să vedem ce ne spune că trebuie să facem, noi o să încercăm și o să vedem dacă merge, bro, let's go. Bun, deci este vorba despre... Bun, deci stați puțin, guys. Deci te duci într-un village și iei un golden apple. Asta era un golden apple? Ok, și dai acel golden apple unui villager. El îl mănâncă, îi apare efectul ăsta și că și după... Oh shit, man. După se ridică la... Și bubuie! Bă, ce-i asta, man? Deci stați băieții că e o chestie la mijloc. Deci, frățiorul nostru, tu îi dai lui Villager să mănânce chestia aia, el o mănâncă, după se ridică la cer, levitează și bubuie. Ok, bărbat, mi se pare super, super interesant. Haideți să vedem. Deci înseamnă... A, și se numește Wonder Apple. Grijă mare, o să trebuiască să-l redenumim. Opa, ce face asta? Asta e Lodalac. Bro, asta i-o dat Apple-ul la... Deci, fiți atenți, guys, cred că villagerii ăștia sunt speriați de Golden Apple-e. Altfel nu-mi explic, bro. Deci, i-o dat Golden Apple-ul la asta mai mic și a fugit. Bro, ok, guys. Deci, i-o dat ăla și a fugit. Deci, înseamnă că ăștia sunt speriați de Golden Apple-e. Urmează să aflăm. Haideți să intrăm în Minecraft. Ok, guys, suntem aici în Minecraft, după cum vedeți, bro. E super, super mișto. Am găsit și un village, desigur că trebuia să fac chestia asta. Are acolo și un iron golem și mai multe chestii. Și haideți să trecem la treabă. Deci, după cum ați văzut și în clipul ăla, avem nevoie de un Golden Apple de ăsta mai mișto. Și totodată de un anvil, unde o să-l redenumim Wonder Apple. Da, grijă mare. Hai să mergem aici să nu-i deranjăm pe băieți. Să mergem aici și să scriem aici Wonder Apple. Wonder Apple. Perfect, guys, Wonder Apple. Sunt chiar foarte, foarte curios, bro, cum o să meargă treaba asta. Acum, o să fac și o chestie. O să-mi iau pentru și totodată și pentru următoarele mituri pe care o să le testez. Și că nu trebuie să fii în creativ. Știți, guys, și în momentul în care te duci și te bați cu un mob în creativ, bro, adică mă duc aici și te-și dau un frățiorul ăsta, el nu dă după mine, bro. Adică există anumite chestii pe care le poți face doar în survival și nu în creativ mod. Astfel o să-mi iau și o sabie, o să-mi iau și niște golden apple de-astea așa și niște stick și o să-mi iau și niște blocuri, niște cobblestone și așa o să stau și o să facem primul mid, bro. Hai să dăm aici un game mode 0,
un game mode survival, să vedem despre ce este vorba. Ne punem armura. Avem aici acest Wonder Apple și haideți să vedem vreo despre ce este vorba. Hai să mergem să găsim un villager. Sunt chiar foarte, foarte curios. Asta se uită urât pe mine. Ia să vedem aici. Vreau să mă uit să vă... Ok, uite unul micuț. Ia, fii atent, dacă îi dau ăsta micuț. Ia stai, o să începem atât la asta. Bro, uite cum dă din cap. Bă, deci ăsta micuț nu merge să-i dau, bro. Ok, nici la ăla n-a mers. Hai să găsim, uite, fii atent, mă duc în casa aia. Și cine e în casa aia, îi dau mărul. Vreau să leg așa un villager mai mișto. Dar nu există villager pe partea asta. Ba, uitați, bro, uite, ia, uite-l pe ăsta. Ia, bro. Bă, fuge de mine. Bă, guys. Bă, cred că sunt speriați de asta. Uitați-vă, îi dau. Ia-l, mă. Bro, și nu-l ia. Ia de aici, frățioro. Nu vrea să-l ia, bro. Wonder Apple-ul se uită urât la mine. Guys, ia să-l dau la asta. Nici ăsta nu-l vrea, guys. Deci, bro, teoretic, uitați-vă, mă uit la ei. Și nu vrea să... Uite, bă, și fuge, bro! Pleacă de aici, bă! Teoretic, după cum ați spus și unul în comentarii, merge doar pe jumate mitul ăsta, pentru că nu levitează, nu-l duce în sus și-l omoară, bro. Asta e clar că nu face chestia asta. Însă băieții chiar sunt speriați, ia. Uitați-vă, bro, face uitați și pleacă, bro. Bă, deci băieții chiar sunt speriați de acest Wonder Apple. Îi zice Wonder Apple și sunt speriați de el. Nu știu de ce, bro. Poate e o eroare la Minecraft, dar nu cred chestia asta. Deci a trebuit să dau o notă acestui mic și să spun dacă este adevărat sau fals. Însă, bro, nu știu ce să zic. O să zic că este între. Da, așa o să fie. Nu e nici adevărat, nici fals, bro. Pentru că, într-adevăr, villagerii se tem de Wonder Apple-ul ăsta. Doar că nu au efectele pe care le arată acel TikTok. Până atunci, guys, hai să trecem la următorul TikTok. Următorul TikTok, guys, este tot de pe pagina lui băiatul ăsta, Dunatcraft 3. Și este mai exact TikTok-ul ăsta, primul. Hai să vedem ce face aici. Deci, trebuie să mergem, nu știu dacă trebuie să mergem neapărat într-un biome de ăsta, o să încerc să caut, însă nu cred. Și are, fiți atenți, are un Nether Star și un Wither Skeleton Skull. Oh shit, și-l spawnează pe bro, asta cred că e fals, man. Aș putea să dau verdictul încă de acum, cred că e fals, nu știu de ce, adică nu arată editat. Cred că e un mod sau ceva de genul, bro. Ok, bă, arată destul de ciudat. Hai să mergem în Minecraft și să-l încercăm. Bă, guys, ideea este că, bă, e destul de greu să găsești un biome d-ăsta. Însă, totodată, hai să mă uit pe aici, poate văd ceva de genul în apropiere. O să mă îndepărtez de village-ul ăsta când o să fac chestia asta. Însă vă zic încă de pe acum că eu cred că mitul ăla este fals, bro. Opa, încă un village, man. Încă un village d-ăsta și un bloc d-ăsta super, super ciudat. Eu cred încă de pe acum că mitul ăla este fals. Însă doar ca să fim siguri, guys, fiți atenți ce o să facem. Deci, ca să fim siguri, o să trebuiască să găsim blocul ăla, cum zice ăsta. O să trebuiască să găsim blocul ăla din acel biome și să-l punem pe jos și acolo să facem experimentul. Ok, guys, am găsit micelium, se numește chestia asta. O să o pun aici jos și o să îmbrac toată porțiunea asta, hopa, o să îmbrac toată porțiunea asta în micelium. Știți ce zic? O să facem așa, să punem aici niște micelium pe jos și poate chiar o să meargă, însă nu cred, man. Totodată, cred că până acum nimeni într-o lume de survival nu a încercat să facă chestia asta, adică să combine un Nether Star cu un Wither Skeleton Skull. Hai să vedem despre ce este vorba, guys. Hai să luăm și niște sandstone, că poate facem și un Wither Skeleton Skull și Nether Star. Guys, fiți atenți, pentru că modul ăsta, TikTok-ul ăsta mi se pare destul de suspect, o să-i dau două șanse. Cum adică două șanse? Adică pentru prima dată o să fac ce a făcut și băiatul ăla, însă după o să spawnez și un wither aici pe lume. Ok, o să mă duc mai încolo ce-i drept cu wither-ul ca să nu mă deranjeze. O să spawnez și un wither aici și o să vedem dacă într-adevăr merge situația. Sunt chiar foarte, foarte curios. Și da, guys, haideți să începem, bro. Deci punem un wither skeleton skull și un nether star. Ai, bro, nu merge, guys. Deci declar acest mit nu încă fals. Haideți să-i mai dau o șansă. Oricum era super, super dubios mitul el în sine, bro. Nu știu cine s-a gândit că poate să meargă. Hopa, guys, uitați-vă ce am găsit. Am găsit chestia de aia, ia, poate acolo merge. Deci haideți să spawnăm un wither aici, bro. Vedem, spawnăm un wither aici. Ia. Bro, se aude ceva. Nu știu, man, ia.
Ok, și acum aruncăm un nether star în el. Stai, aici, în el. Prețioro. Mamă, dar nu stă sub el, așa. Bro, nu merge, guys. Oh my god. Deci oficial nu merge, guys. Declar acest mit fals 100%. Bro, m-am dat, v-am zis și din primele 10 secunde pe care le-am avut cu acel TikTok, bro, că e mitul fals. Man, nu se poate să faci așa ceva în Minecraft, din câte știu eu. Însă și dacă chiar s-ar putea să-l invoci pe Herobrine printr-o metodă, bro, metoda era prea simplă, știi, zic, adică poate să zicem că merge, însă ar fi ceva super, super complicat și eu zic că nu ar mai trebui să ne batem capul. Acum, guys, o să continuăm cu următoarele două TikTok-uri din acest videoclip. Totodată, din, nu știu din ce motive, TikTok a interzis aceste videoclipuri la ei pe platformă, așa că, din păcate, am numai anumite poze cum ar trebui să fac TikTok-ul, însă cred că îmi dau seama, chiar acum aveți o poză pe ecran cu primul TikTok, care se numește Oaia Blestemată. Ce trebuie să faci, guys, cu oaia blestemată? Trebuie să-i faci într-o fel la oaie o cruce și să pui un buton sub și să o legi undeva și cică după ce faci chestia asta, o lași acolo puțin, ar trebui să sară dacă faci treaba bine, adică să sară oaia în sus, iar după o să aibă ochii albi și o să vină după tine. Cam asta este TikTok-ul, ați văzut poza pe ecran. Eu chiar acum o să încerc să fac chestia asta, însă înainte trebuie să găsesc o oaie neagră, bro, și să-mi iau un lead de ăsta și o să trebuiască să găsim o oaie neagră. Bro. Unde e oaia? Ok, guys, am găsit deja oaia neagră. Văd că Dumnezeu e cu noi. Hai să dăm și un time set day, bro, pentru că chestia asta trebuie să fie făcute pe zi. Hai să luăm oaia asta, bro. Vino cu mine, sora. Vino cu mine, sora. O să o ducem de aici, bro. O să plecăm de aici, băi. Vino cu mine, sora. Hai, urcă, bloc, urcă. Ia uite că vine, bro. Bun. Vino pe aici, sora. Vino. Sunt chiar foarte curios, guys, dacă merge. Vă zic sincer, sunt la fel de curios ca și voi. Hai să mergem, uite, aici, bro. Eu zic că aici stă treaba foarte, foarte bine. Acum, hai să luăm niște wood, adică să luăm niște dăsta și să începem să construim crucea aia. Mai exact, stați puțin să-l pun pe ăsta la respect. Mori, bun. Vine tu aici, surioara mea. Deci construim așa, pum. Fiți atenți, așa merge bun. După asta, mergem și luăm două fensuri, cred că se numesc, da. Punem, uite, așa. Și legăm. Ok, nu, stai, nu. Asta trebuia să facem. Trebuie să facem așa, uite, și legăm. Luăm ăsta și legăm aici. Ok, guys, s-a buguit. Nu știu dacă e un semn bun. Eu zic că e ok. A, ba nu, stai că nu merge, bro. A, păi da, stai că trebuie să fie un game mode survival. Vedeți, guys, v-am zis că în anumite chestii merg numai în game mode survival, uite. Bun, am legat oaia acolo. Acum, guys, ce urmează să facem? Să luăm două redstone torch-uri, bro. Două d-astea, fiți atenți, două d-astea de redstone. Redstone torch. Ok, guys, și punem așa, așa. Iar acum punem un buton aici. Ia, un buton aici și asta trebuie să sară în sus. Dar stai, guys, că cred că trebuie să o fac puțin mai mare, bro. Adică să mai pun un etaj, adică așa. Da, cred că neapărat e așa, bro. Uitați-vă, cred că așa e, man. Așa are mai multă logică, bro. Știți ce zic? Așa are mai multă logică. Punem și ăsta, redstone torch-ul aici. Fii atent, și punem fence-ul ori aici. Hai să vedem cum se comportă asta dacă îl punem aici. Dacă nu, îl mai lăsăm și mai jos. Ia, game mode creativ. Ia, survival, adică game mode survival. Hai, da, sora mea, să te văd. Fii atent, luăm asta și te urcăm acolo. Ok, guys, sare! Bun, oh, stai, m-a scos din joc, nu știu de ce. Sare, guys, e bine. Sare, deci ce că am făcut bine. A murit oaia. Bro, a murit oaia. Bă, guys, a murit oaia. Nici... Bă, da, am pus torțele. Bă. Băi, guys, asta trebuia să se transforme într-o oaie mai ciudată, bro. Dar cred că mașinăria aia e ceva ucigător de oi. Ia stați, guys, să mai încercăm o dată, bro, cu altă oaie. Hai, nu neagră, dă-o naiba. Ia, hai să luăm pe asta, fiți atenți. Vino aici. Bă, mă simt foarte prost că mă omorâ oaia. Nu credeam că o să moară, bro. Deci, iară, nu știu ce să zic de mitul ăsta. Nu se transformă oaia, dar moare, man. De ce moare oaia? N-are logică. Ia stai, vin aici, sora mea. Pentru că asta îi dă damage, ia. Opa. Hai, opa. Ia, hai. Dă-i și tu. Ia, te sare și ea. Ia, sare. Ok, guys. Cred că oaia asta o să supraviețuiască.
A murit și ea. Bro, asta e, mamă mea, Doamne ferește, bro. Asta e un ucigător de oi, bă, vă zic eu, o mașinărie dubioasă care ucide oi. Bă, nu-i deloc ok, bă, hai să, bă. Bă, guys, o să-i dau un adevărat la mitul ăsta. Chiar acum, bă, eu zic că merge, adică omori oile, dar nu le faci posedate, bro, dar nu folosiți chestia asta. Mi se pare super, super dubios să folosești un ucigător de oi. Nu mă gândeam că niște lemn și un buton poate să omoare oi. Băi, ce dar rău de tot. Iar acum, guys, o să facem ultimul mit și totodată, în opinia mea, cel mai interesant. Mai exact, chiar acum aveți o poză pe ecran. Vom încerca să spawnăm dragonul în lumea noastră reală. Până acum avem un mit în între. Hai să zicem două mituri între și unul fals. Hai să vedem, guys, dacă putem termina acest, să spunem așa, acest videoclip cu un TikTok adevărat. Bun, guys, ăsta este ceva mai dubios. Mai exact, avem nevoie de un Ender Chest. Și în Ender Chest-ul ăsta, care o să fie pus aici, o să trebuiască să punem un cap de dragon, da? Deci punem capul ăsta de dragon în Ender Chest, iar după o să trebuiască să avem și un un dragon egg. Și o să-mi dau eu mie, vedeți așa cu comanda asta, vă dați un dragon egg. Și mi-a dat mie un dragon egg, după cum vedeți. Îl punem aici, dragon egg-ul, iar după chestia asta, ce o să trebuiască să facem? O să luăm niște redstone și o să facem o cruce din redstone, cum era și în poza aia. Așa, bro. Vedeți, tang-tang. Aici o să punem un lever, cum era și în poza aia, că nu fac de capul meu. Bun. Ok, guys, deci se aprinde redstone-ul, nu știu ce să zic. Iar acum, guys, o să avem nevoie de niște obsidian și de niște chestie, uitați, chestie de-asta, da? O să punem aici în sus două de-astea, o să punem aici în sus două de-astea și o să vrea să punem aceste end crystal-uri. Deci, guys, urmează să spawnăm dragonul în lumea reală cu, gen, cu chestiile astea în sus și cu crucea asta de redstone. Ce ziceți, reușim, bro? Haideți să vedem. 3, 2, 1 și... Bro, nu merge, declar acest mit fals. Ok, guys, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă facem 5.000 de like-uri la acest videoclip, o să fac un episod special în care o să testăm doar TikTok-uri care merg, adică care funcționează, bro. Nu o să trebuiască să le testez eu în videoclip. Le testez înainte și vi le arăt și vouă pe alea care funcționează. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu episod. E aici în casă. Uitați-l, mamă, vin după mine. Bă, vine. Astăzi vom încerca cele mai creepy mituri de pe TikTok din 2021 în Minecraft. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Astăzi facem un clip super, super special, deoarece am ales cele mai creepy mituri de pe TikTok în Minecraft din anul 2021 și le vom testa pe toate în clipul de astăzi. Și pe lângă chestia asta, fraților, primul mit pe care îl voi testa a fost primit, gen, l-am găsit-o pe TikTok de la mai mulți abonați și foarte mulți mi-a zis: Marius, încearcă mitul ăsta. Și mi s-a părut foarte, foarte cool, pentru că cred că e prima dată când încerc un mit creepy de la voi. Înainte să începem, băieți, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal și eu zic să-i dăm drumul cu episod. Bun, băieți și fete, primul mit pe care îl vom testa în acest videoclip și totodată mitul creepy primit de la voi este mitul lui The Ghost. Chiar acum aveți o poză cu această creatură pe ecran și vreau să vă zic că, bă, efectiv, povestea ei are așa de multă logică încât mă sperie și tare am impresia că este adevărat. Ei bine, băieți, hai să vă povestesc așa în 2-3 cuvinte care-i treaba cu The Ghost ăsta. The Ghost este, de fapt, un player care a fost ucis de către un Iron Golem și care nu a murit deloc în Minecraft și fantoma lui încă bântuie. Adică el a fost ucis într-un village de către un Iron Golem. Și hai să vă zic, băieții, cum trebuie noi să-l invocăm pe The Ghost. Chiar acum aveți o poză cu construcția pe care trebuie să o facem în mijlocul unui village, însă mai există o mică șmecherie la mijloc. După cum ați auzit de la mine, acest player a fost omorât de către un Iron Golem și lui în continuare, chiar dacă este mort, este foarte, foarte frică de Iron Golem. Și așa că tu trebuie să faci în casă din voi. Ce trebuie să faci? Pe timpul zilei trebuie să faci construcția lui într-un village unde nu există niciun Iron Golem. Există foarte puține villageuri, gen, cred că e o șansă de 0, nu știu cât la sută să găsești un village fără un Iron Golem, numai să fie bug de la joc sau să se spawneze așa village-ul, însă totodată poți să-l omori tu. Și tocmai de aceea, fraților, în momentul de față am două poțiuni de strength 2 pentru a-l omorâ pe Iron Golem-ul din village-ul ăsta pe care îl vedeți chiar acolo și după vom merge înăuntru, vom face acea construcție și când va veni noaptea, va trebui să, gen, să fie The Ghost invocat și să se plimbe pe aici. Deci mi se pare super, super creepy și are foarte multă logică și totodată mi se pare tare că nu ai nevoie de niciun seed special pentru a-l invoca pe The Ghost ăsta, adică nu-ți trebuie
nu știu ce si sau ceva de genul și merge doar pe Minecraft Bedrock și Minecraft P. Bun, hai să dăm Strength 2 și eu zic, boys, că din 3-4 săbi îl dovedim pe Iron Golem ăsta, nu? Îi dăm așa, bang, mamă, ne dă și el puțin, mamă, dă-i. Mamă, mai mult le dă el decât îi dăm lui noi. Deci, boys, ideea e că... Ok, boys, voiam să zic că poate mă întrebați de ce nu-l omor cu Game Mode. Nu vreau să mă bag așa, ce mi-am luat oricum, mi-am luat astea din Game Mode Creative, a dat seba cum le-am făcut, eu sunt sincer cu voi. Însă nu voiam să stric sau na, să existe riscul să nu meargă mitul din cauza asta. Bun, aici avem, boys, construcția, am aranjat aici frumos și haideți să mergem undeva în village. Cred că în mijlocul village-ului ar fi cel mai mișto. Sper că filmez toată chestia asta ok. Hai să vedem, deci mergem undeva în mijlocul village-ului. Uite, hai mă, chiar aici, boys, fiți atenți, uite, punem așa. Deci stai, mergem aici și punem așa. Fii atent, sper să nu fie vreo problemă. Am pus așa asta, stai să luăm niște blocuri, să ne urcăm, boys, și facem fix acolo construcția cu gen construcția pe care v-am arătat-o în momentul de față pe ecran. Atunci, bun, hai să o dăm așa, bun, 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 bun. Punem așa, uite, punem așa, boys, fiți atenți, să o facem așa și așa. Bang, bang, bang! Bun, frații mei! Deci, bă, este efectiv... Mamă, ce e asta? Mamă, ce m-am speriat că l-am văzut pe village-ul ăla cum mergea. Este efectiv ritualul de invocare de la Wither, numai că în loc de Soul Sand avem Obsidian și în loc de Wither Skeleton avem Skeleton normal, capete de Skeleton normal. Bun, fraților, eu să mă duc să zice, uite, în căsuța aia, chiar dacă este în village, nu prea contează care sunt șansele să se spawneze fix aici. Și o să aștept să vină seara și după vom inspecta village-ul să vedem dacă The Ghost este acolo. Bun, băie și fete, s-a făcut seara și cum mi-am dat seama de chestia asta pe lângă faptul că m-am uitat pe geam și e întuneric, a venit băiatul ăsta și s-a culcat aici. Ok, fraților, hai să vedem dacă mitul a mers pe... Mă, deci, cred că l-am văzut acolo. Deci am văzut cum a trecut cineva acolo, super, super suspect, bun. Hai să vedem cum stă treaba. Băi, zici, parcă am văzut pe cineva cum a trecut acolo, super suspect. Deci, bă, cred că dacă s-ar spawna, nu s-a spawnat nicio casă. Nu prea ar avea logic că se spawneze într-o casă. Uitați-vă, construcția e tot acolo. Însă... Bro, parcă, nu știu dacă numai eu am văzut cum a trecut cineva pe aici. Bă, mă simt ciudat rău de tot, dar parcă și am văzut, știi ce zic? Adică, văd că toată lumea doarme. Efectiv, băieții ăștia nu sunt tulburați deloc. Bă, da, uite-te. Uite aici, villager, gen, sunt... Na, bă, e ciudat rău de tot. Bro, s-a băgat în casă, să uite la mine, bă! Bă, uitați-l pe The Ghost! Bă! Bă! Mitul a funcționat, boys. E aici în casă. Uitați-l, mamă, vine după mine. Bă, vine după mine. Uitați-vă la ăsta, mamă. O sabie și l-am omorât. Ok, boys. Bă, l-am omorât dintr-o sabie. Nu voiam să fac chestia asta, dar acum ce să mai fac? Băi. Bun, oamenii mei. Bă, mitul a funcționat pe bune. L-ați văzut? Uite, deci bă, mi-a dat efectul ăsta. Dar voi vedeți că mi-a dat efectul ăsta de la Wither, de la Wither Skeleton, băi. Bă, fraților, deci mitul a funcționat. I-am dat o singură sabie și a murit, deci pe bune. Da, mitul a fost adevărat, adică n-ai ce să zici că nu merge sau ceva de genul. Însă a fost super, super creepy. Eu zic, băieți, să trecem la următorul mit. Bun, băieți, iar al doilea mit pe care îl vom testa în videoclipul de astăzi și l-am lăsat la final pentru că este foarte, foarte ciudat, este mitul lui Killer Steve. Chiar acum aveți o poză cu el pe ecran și hai să vă zic, fraților, care-i treaba cu Killer Steve ăsta și cum îl putem invoca. El se invocă doar în junglă și, bă, e într-un fel destul de simplu. Chiar acum aveți o poză pe ecran cu structura pe care noi trebuie să o facem pentru a-l invoca pe Steve ăsta și hai să vă zic, fraților, mai exact cum o să facem chestia asta. Bă, deci acum suntem într-o junglă. Dacă mergeți, după cum vedeți, nu sunt chiar în mijlocul junglei, pentru că vreau, după ce am făcut chestia asta, trebuie neapărat să ieși din junglă, trebuie să părăsesc raza junglei și să nu mai fiu un biome ăsta. Adică, vedeți, fix acolo, uite, putem zice că fix acolo în față, uite, e și un village, mi se pare. Da, acolo în față e un village, deci boys, după ce voi face, după ce voi pune în această junglă structura, mă voi duce village-ul ăla și voi aștepta să vină noaptea. Deci hai să vă zic, boys, ce trebuie să facem. Trebuie să facem structura, uite, hai să o facem fix aici, pe bune, gen, uite, fix aici. E destul de horror, parcă e așa o furcă și avem acolo un cap de Steve. Nu știu cum ar trebui să faci rost de capul ăsta în cazul în care te joci survival. Eu l-am luat din game-ul, vă dați seama, am făcut chestia asta. Și cică noaptea, această structură, dacă ia foc, pentru că ați văzut cum arată
killer, Steve, arată foarte, foarte ciudat și foarte roșu. Dacă această structură ia foc, înseamnă că în toată pădurea, trebuie să avem și puțin noroc, fie vorba între noi, în toată pădurea, adică pe raza, pe raza pădurii, s-a spawnat killer Steve și o să ne omoare. Cam ăsta este mitul, boys. O să lăsăm chestia aia acolo și eu, bă, o să... Mamă, dar uite-vă! Ok, village-ul ăla e departe rău de tot, dar nu trebuie să mă duc în village pe bune, adică chiar nu cred că trebuie, mamă, dar e mișto village-ul, o să mă duc numai acolo și, boys, o să aștept până vine seara și după ne vom muta în junglă și vom vedea dacă pe bune Killer Steve este acolo și ne urmărește. Bun, băie și fete, s-a făcut seara și eu zic că ar trebui să mergem... Băi, ceva acolo a prins... Acolo, cred că e o groapă de lava. Ar trebui să mergem înapoi în junglă. După cum vedeți, nu cred că a luat foc, pentru că bănuiesc că se vede de aici dacă a luat foc, numai dacă nu ia foc fix acum, pentru că, bă, efectiv, dacă stăteam să mă uit așa printre frunze, puteam să văd construcția pe care am făcut-o. E undeva pe aici, pe dreapta, știi? Și dacă a luat foc, înseamnă că Killer Steve s-a spawnat pe bune în pădurea noastră, să, după cum vedeți, nu e nicio urmă de vreun foc pe aici, pe undeva. Ah, bă, da. Uite construcția, boys. Și nu a luat foc. Gen, e zero... Zero foc. Bro, nu mai e capul aici. Hopa, man. Deci fiți atenți. Construcția nu a luat foc, însă nu mai e capul. Bun, ok. Asta devine interesant. Ok, ok. Păi să... Putem să-l căutăm pe Killer Steve ăsta pe aici, gen? Bă, uitați-l acolo, boys. Bă, el a fost, el era ăla. Mamă. Bă, uitați-vă la el. Bă, e buit. M-a văzut? Bă, mamă, m-a văzut, bă, voi ați zucând. Mamă, deci... Bă, m-a detectat, efectiv, era acolo și la un moment dat s-a uitat la mine și acum mă urmărește. Uite, iar m-a pierdut din viziune, băi. Băi, ce ciudat se comportă, gen pe bune. Mamă, hai să mă bag cu el. Vino, frate, mi-aici. Dă-i, dă-i. Gata, mă, l-am murit și pe ăsta. Bă, ăștia sunt ușor de omorât, însă e super, super ciudat. Bun, fraților, păi cam atât a fost cu episodul ăsta de mituri creepy pe TikTok. Dacă v-a plăcut și mai vreți să faci, uitați neapărat să apăsați butonul de like. Astea au fost miturile de astăzi, au fost super, super ciudate. Și scrieți la comentarii dacă ați mai vrea să testez un anumit mit. Eu am fost Marusiancu și vă urez o zi minunată. V-am pa, bă, toți, pa.